pentru intervenție. Vorbim acum despre cele trei crize care lovesc România și criza alimentară va veni mai repede decât ne putem imagina. Domnul Cojocaru are mai multe informații. Domnule Cojocaru, reprezentați patronatele din industria alimentară. România au văzut deja prețurile uriașe din magazine. România au văzut doar prețurile de la raft, cele care au crescut, să spun așa, puțin câte puțin în fiecare săptămână, încă din vară până acum. Ce urmează? Pentru că de la 1 decembrie au venit facturi mult mai mari de la energie electrică pentru procesatorii mici, medii și mari, ceea ce vă pot spune că sunt vreo 4-5 factori care au dus la aceste creșteri, pentru că sunt costuri directe și indirecte și avem materii prime, ambalaje, transport, combustibil, salariu minim pe economie, acciza crescută de la 1 ianuarie, precum și energia electrică care a variat de la 500% până la 1000% creștere și încă mai urmează februarie și martie, va duce la o creștere de 27-30%. Este o medie în funcție de gama de produse, pentru că vor fi și produse care nu se vor mai găsi la raft și asta este grav, nu vom mai avea de unde alege. Deci, asta ne spuneți. Previziunea a fost făcută încă de acum 4-5 luni, pentru că, în primul rând, producătorii români nu vor face față acestor creșteri violente a energiei electrice și gazului și atunci sunt nevoiți să se retragă, să se delisteze de la raft, cum spuneam noi, să se retragă din marile hipermarketuri, iar consumatorul nu va mai avea de unde să aleagă. Vor fi 3-4-5 branduri cunoscute și poate și marca propria hipermarketului, dar cei mici vor dispărea pentru că nu vor putea face față acestei competiții inegale. Deci există riscul să dispară alimentele mai ieftine la care românii aveau acces de pe rafturi? Nu neapărat ieftine, să vorbim de un raport calitate-preț, dar să nu uităm că suntem într-o piață europeană liberă și vor veni produse din Germania, Ungaria, Polonia și Spania, acolo unde producătorii au fost susținuți încă din 2020, din criza sanitară, din pandemie, au fost susținuți de guverne, au fost susținuți și în luna octombrie, când Spania a plafonat prețul la energie electrică la nivelul anului 2020, Polonia la fel, Ungaria urmează, deci măsurile au fost pragmatice în celelalte țări, deci ei sunt mult mai competitivi decât noi pentru a-și vinde produsele. Aici există riscul, se va manifesta mult mai amplu în luna martie-aprilie. Chiar dacă reținem acum acest avertisment de la noastră și poate cei care ne conduc da, guvernul a încercat să ia măsuri, sunt acum să găsească soluții, au făcut unele propuneri, dar aceste măsuri nu sunt retroactive. Orice lege să dea nu poate să fie retroactivă. Noi avem deja costurile crescute pe decembrie și ianuarie. Deci ce vor face dânsii pe următoarele 6 luni va avea afect pentru cine va mai rezista după data de 1 martie. Avem criza sanitară provocată de COVID, care nu s-a terminat. Iată, avem 19.000 de infectări și aproape 50 economia, de oameni indirect și care direct au murit. Eu cred că avem criza energetică, mă iertați, domnule profesor, da. Și mai avem și problema asta de la granița dintre Rusia și Ucraina. În acest context, președintele a convocat pentru săptămâna viitoare Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Cum ne lovește și acest context tensionat? Întotdeauna, orice criză politică internă, externă și mai ales cea geopolitică și cu implicații militare, are efect pe bursă, piața de desfacere, să creează embargouri, să apar unele restricții, să unele țări va trebui să-și refacă stocurile de rezerve de stat. Acum noi nu știm cum stăm cu rezerve de stat, poate vor da public dacă avem aceste rezerve de stat, pentru că să nu uităm că balanța comercială pe produse alimentare este foarte dezechilibrată, sunt hipermarketuri care importă până la 80% din produsele alimentare. Dacă aceste hipermarketuri preluau din zona Polonia, de exemplu, și Polonia își va restricționa exportul sau comerțul, noi vom fi afectați direct sau indirect. Deci este o chestie foarte complexă, o problemă complexă, unde noi trebuie să facem simulări și să avem 3 soluții și o recomandare permanentă. Domnule Badea, iertați-mă că v-am dat atât de târziu cuvântul. Ce soluție vedeți dumneavoastră pentru ieșirea din această situație grea pentru România? Mai multe crize suprapuse. Da, această creștere a prețurilor la produse este cauzată într-o bună măsură de creșterea prețurilor la energie, iar noi cei de la USR am propus încă din 2021 măsuri pentru sprijinirea populației și a firmelor în fața exploziei acestor prețuri. Și am spus atunci, reducere TVA de la 19% la 5% pentru energie și gaze, cel puțin pe 6 luni de zile, eliminarea accizei pe energie electrică,
apoi credit fiscal pentru întreprinderi în cuantum a jumătate din creșterea facturii și de asemenea exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic. Acum vedem că ușor, ușor și PSD-ul și PNL-ul și-au dat seama că aceasta este calea de urmat. Au anunțat de la 1 aprilie această reducere a TVA-ului de la 19% la 5%, însă se va aplica cu o întârziere foarte mare. Abia în aprilie deja mai sunt încă vreo câteva luni până atunci. Domnul Hader a fost deja la o întâlnire, ziceați că vi s-a părut încurajatoare. Am ridicat această problemă. Apoi, doamna Bărzilă, dintre cele patru crize pe care le menționați dumneavoastră, cred că peste toate va truna criza energetică. Și i-am spus chiar și premierului că vor fi universități, școli, spitale care vor sucomba financiar, neavând cu ce să plătească. I-am dat exemple de la Universitatea din Craiova, de 7 ori și ceva contractul la gaze, Transilvania din Brașov, de 5,6 ori. Și a spus că vom fi și noi trecuți pe lista aceea care va beneficia de compensare și de plafonare. Părerea mea este că un lucru care a pornit mizerabil sau prost, cum a fost liberalizarea aceasta, se vindecă într-un mod cu totul și cu totul diferit. A doua criză pe care o văd eu ca ordine, cred că va fi criza alimentară, care nu se vede, dar, cum spunea domnul Cojocaru, tare mi-e teamă că prin primăvară vom avea mari probleme. Nu mi-e teamă de criza militară, a apărut și o glumă, poate o știți, e mai proastă, Doamne ferește, zice că NATO a spus așa, zice, ne vom lupta până la ultimul român în acest război. Bate în lemn, da, bate că în lemn. Nu e ușor să fie războiul aici. Nu știu dacă gustă toată lumea glumele astea cu războiul, glumă proastă, că unii au prins că, să știți că suntem vecini cu Ucraina, Rusia e mai la câțiva metri încolo, deci iată ce gânduri îi animă pe români, gânduri sumbre. Și ultima criză, criza medicală, s-ar putea ca aceasta să fie cea mai nesemnificativă și ne-am dorit acest lucru, măcar să avem libertatea să ne deplasăm, să comunicăm. Care însemna să vină sfârșitul pandemiei. Se spune dintre specialiști, am auzit astăzi multe opinii, că ar fi ultimul strigăt al ei, ultimul răgnet al ei în sensul afectării. Mulțumesc foarte mult pentru analiză și pentru prezență.